Este urmărit penal și fostul procuror general Tiberiu Nițu A zis pretenul oprea să-i facă un bine, da, parcă la aud Stai frate că-ți trimit eu coloana acasă Nu stai în trafic cu toți fraierii Să te frești de sărași toată ziua Ce naiba, după aia miroșa un fără bani Miroșa român de rând și știi că ăștia îmi fac o scârbă acest protocol a fost încheiat la inițiativa Ministerului Administrației și Ministerului Afacelor Interne și a Inspectoratului General al Poliției Române. Nu am solicitat eu întocmirea unui protocol, dar nu dau mai multe detalii, atât doresc să vă spun că am avut un dispozitiv de însoțire și protecție proporțional cu riscul pe care îl presupune exercitarea funcției de procuror general. Exact, are dreptate omul La inițiativa mea ai Cred că i-a zis o prea Hai frate, dă-te și tu cu o coloană Așa singur, doar eu cu o coloană Mă plictisesc în trafic, auzi? E mai tare să ai și tu coloană Îi punem pe fraiere ăștia de motocicliști Să facă concurs între ei E distracție, tată, e fan A, ah, dar Nițu a luat în serios faza cu urmărirea penală Fiți atenți Aolo, ușor, domnul Nițu Nu-i urmărire penală ca în filme, domne Cu accidente, cascadorii cu de -astea. Nu, e daia cu pârnaie E, glumez, normal că glumez Nu se face pușcărie pentru atât Mai ales în România Desigur, dacă nu cumva mai aveți dumneavoastră Să le spuneți procurorilor și alte chestii